Bine v-am găsit la un nou episod, un episod în care vreau să abordez un subiect destul de important, un subiect pe care probabil mulți nu-l iau suficient de serios în seamă. Ideea e destul de simplă, cam care sunt riscurile în momentul în care îți cumperi o mașină second hand, pentru că deja nu mai e nevoie să spunem că marea majoritate a mașinilor ce se cumpără la noi în țară, ce se dobândesc, să zic așa, sunt cele second hand, din motivele de neînțeles. Marea majoritate fiind importate din afara țării, dar asta n-ar fi o problemă pentru că sunt și mașini foarte bune care vin din afara țării, dar sunt și epave care vin pentru că ăsta e adevărul. Însă, în momentul în care hotărăști să-ți cumperi o mașină second hand pentru că ai diferite avantaje, îți cumperi poate o mașină care a fost nouă, nu știu, 40-50 de mii de euro la 200 de mii de kilometri cu, nu știu, 12-13-15 mii de, de euro, ceea ce merită din punct de vedere financiar, dar bineînțeles va mai cere și ceva investiții pe viitor, dar totuși cumperi mașina la 30% din prețul de nou, deci din anumite puncte de vedere merită. Așadar, sunt anumite criterii la care trebuie să fii atent. Bineînțeles, cele mai mari și late ar fi riscurile de a lua o mașină cu kilometri dați înapoi, pentru că se practică. De ce se practică? Este și vina clientelei, dar este și vina legislației în vigoare, pentru că se permite. Adică sunt sigur că dacă în factură, în contract de vânzare-cumpărare ar trebui să-și asume într-un termen legal vânzătorul că sunt kilometri real, cu siguranță mulți n-ar mai vinde mașini sau efectiv nu și-ar asuma. Treaba asta cu rulajul, deja sunt două tabere mari și late. Una, că se dau kilometri înapoi pentru că așa cere clientela. Mulți vor sub 200.000, indiferent că are 3 ani vechime sau că are 15 ani vechime, mașina trebuie să aibă sub 200.000 de kilometri. Deci aici nu e de judecat, dar nici nu e o scuză să iei mașina cu 600.000 și să o dai înapoi la 150.000, chiar dacă poate mașina arată bine, pentru că e înșelăciune și trebuie să te gândești că până la urmă oamenii care își cumpără o mașină second poate fac un credit, poate au strâns ani de zile economiile lor să-și cumpere un pui de mașină sau mașina visurilor lor și le vin să epava. Aici e cam imoral, dar aici ajungem la o altă ramură și anume, trebuie să fii foarte atent la acte. Poți trece peste faptul că are kilometri înainte înapoi, poți trece peste faptul că are o daună, pentru că sunt chestii normale, bine, unele sunt normale, altele nu. Dar cel mai important lucru la o mașină second hand sunt actele. Și când zic actele, mă refer la dacă e din afară, să aibă ambele brief-uri sau oricum să aibă actele originale și complete. Dacă mașina vine cu un brief pierdut, cum am avut eu E90, poate dura până la un an de zile sau chiar mai mult până ți ies numerele negre, până se primește un răspuns de la statul de unde a fost importată mașina, te complici foarte mult. Deci mare atenție să aibă ambele brief-uri. Totodată, un mic, nu știu, o mică scăpare pe care mulți o folosesc, deși n-am nimic cu cei care fac chestia asta, la fel, e vina cumpărătorului dacă nu verifică, este faptul că de multe ori vânzătorul real nu apare în acte și se face actul de vânzare-cumpărare, Kaufvertrag și așa mai departe, între neamți, francezi și români, ceea ce este un contract în alb și după părerea mea este ilegal, este un fals în acte, dar astea se fac de obicei pentru că vânzătorul, samsarul, dealerul, cum vreți voi să-i ziceți, nu vrea să apară în acte, nu vrea să se încarce în contabilitate cu ele și automat face un contract între proprietarul din afară și tu, cel care cumperi din România. Personal, nu aș recomanda să cumpărați o mașină așa, pentru că în cazul în care, Doamne ferește, se întâmplă ceva cu mașina, cu actele, cu starei, cu orice, mai ales la o perioadă scurtă după ce ai cumpărat-o, e foarte greu să-l găsești pe cel care ți-a vândut în realitate mașina. Totodată aici, o altă ramură care ține de asta și în strânsă legătură, este faptul că foarte, foarte, foarte multă lume trece în acte, mai ales dacă nu apare în acte, o sumă modică, adică mașina de 10.000 de euro plătită cash, care la fel nu recomand, mașina peste 10.000 de euro trebuie plătită cu transfer bancar. Este și o lege pe tema asta, sau peste 50.000 de lei. Dacă greșesc, vă rog să mă corectați în comentarii, dar din câte știu așa e. Deci, dacă plătești cu bani cash până în 10.000 de euro, măcar să se treacă în contract sau în factură suma reală. De foarte multe ori se practică asta și la firme, cu TVA-ul la marjă, este o altă discuție, fiecare face ce vrea, e libera înțelegere și fiecare e responsabil de ce face. Dar ca și idee, e foarte important actele să fie complete, în acte să apară proprietarul sau cel care încasează banii de la tine. Pentru încă o dovadă legală ar fi bine ca transferul să se facă prin transfer bancar, să ai un ordin de plată eventual dacă transferul se face din două bănci diferite și nu intre instant,
să ai o factură, să ai un contract și așa mai departe. Ce mai este foarte important la mașina asta, că nu este fiscalul, pentru că sunt multe persoane care nu oferă fiscalul ulterior sau se practică sau se practica acum ceva timp să pui fiscalul cu ramburs la curier. Practic puneai, nu știu, 500 de lei și dacă omul voia fiscalul era obligat să achite suma aia la fan curier și așa mai departe să poată să se înscrie mașina, care nu știu, chestia asta mi se pare japcă pe față și îți bagi joc de omul care a cumpărat mașina de la tine. Dar sunt multe persoane care pentru bani se înjosesc și fac și chestia asta. Deci fiscalul este important. Aș recomanda să iei fiscalul pe loc dacă se poate, sau dacă e o firmă parc mai mare, să-l iei măcar a doua zi. Dar în principiu este important fiscalul și practic oricum fără fiscal nu poți să matriculezi. Deci mare atenție la astea, pentru că poți să repari mașina, poți să vopsești mașina, poți să îi faci o revizie, să schimbi un injector, să schimbi motorul. Dar dacă mașina nu are actele în regulă, nu poate fi matriculată, nu te poți folosi de ea, nu te poți bucura de ea. Totodată, mare atenție la acte. Să fie seria de pe mașină în actele mașinii. Sunt cazuri unde seriile nu coincid sau vânzătorul oferă o altă serie pentru a-ți lua ochii și pentru a-ți da o mașină să o verifici, de exemplu, pe car vertical și să îți dea un istoric curat. Dacă merge să vedeți o mașină fizic sau și la telefon, pe WhatsApp unde vorbiți, să vă dea seria de pe mașină, de la stâlp, de la parbriz și așa mai departe. Pentru că dacă n-are nimic de ascuns, probabil vă va da seria fără niciun fel de problemă. Deci cu privire la acte, ideal ar fi ca în acte să fie trecut cel care vinde de drept mașina, nu un intermediar, nu vreo firmă fantomă și așa mai departe. La fel, să fie firmă rezidentă în România eventual pentru a putea face un transfer bancar către firma din România. Mare atenție aici, pentru că sunt bănci care nu acceptă transfer de euro din cont persoană fizică în cont persoană juridică să fie din euro în euro, deci sunt bănci care efectiv opresc transferul, mare grijă aici, nu mai știu exact care sunt bănci, deci nici nu vreau să fac vreo antireclamă, dar sunt, deci în principiu ar trebui să lucrați cu lei la cursul de euro dacă aveți mașina în euro la vânzare. Verificați cu atenție serie de șasiu, nu mai vorbim de lonjeroane și alte stâlpi, chestii care sunt basic și ideal ar fi și dacă a fost atins acolo să fie făcut bine. Dar dacă s-a ajuns deja acolo, e posibil să fi fost declarată daună totală sau alte probleme de genul ăsta prin alte state. Rămâne de văzut asta la fiecare mașină în parte. Însă, foarte, foarte mare atenție la acte, foarte mare atenție la brief-uri, foarte mare atenție cine apare în acte. Poate că pentru unii e mult mai palpitant sau mult mai interesant să n-apare ei pe acte, dar trebuie să vă gândiți ca și cumpărători că dacă în acte nu apare cel care vă vinde mașina și se va întâmpla ceva pe viitor, în primul rând, nu știi la cine să mergi. În al doilea rând, dacă ți se trece o sumă mai mică de bani în acte, tu, în temei legal, vei putea fi despăgubit dacă se va ajunge la acest consens doar cu suma din acte. Deci, la fel, este discutabil, dar în principiu ar fi bine ca în orice fel de act pe care îl încheiați să apară suma reală. Și, na, să verifici starea mașinii. Am parteneriat cu cei de la Car Vertical, nu sunt ipocrit. Pentru fiecare verificare pe care o faceți prin linkul din descriere, primești un comision și voi primiți o reducere de 15%. Adică nu e ceva de ascuns chestia asta. Și personal aș recomanda o verificare pe Car Vertical înainte să mergeți. Și la ce să mai fiți atenți, verificați parcurile auto înainte să plecați de pe mașini cu recenziile de pe Google. Sunt parcuri auto în anumite zone ale țării, nu o să dau nume, care au recenzii foarte, foarte, foarte proaste. Grupul de țepare auto este plin cu mașini de la ei și încă vând o grămadă, o căruță de mașini, pentru că oamenii nu verifică. Și când zic că vând mașini, vând mașini lovite, vând mașini cu kilometri dați înapoi și nu 30, 40, 50 de mii, 500 de mii. Și în continuare vând, pentru că oamenii nu se informează, iar ulterior vin și lasă recenzii sau dau un avans înainte și ulterior nu li se mai poate returna avansul. Și au rămas cu banii luați și probabil trebuie să ia și mașina că n-au încotro. Ideea este că domeniul ăsta auto este foarte toxic și sunt o grămadă de persoane care pentru bani ar face absolut orice. De asta aveți foarte mare grijă, ca și acte pentru matriculare, dacă mașina este adusă din afară, să facă așa o mică paranteză, pentru că asta ofer și o clienților în momentul în care își matriculează mașina. Dacă mașina este adusă pe platformă, aveți nevoie de CMR, dovada că mașina a venit pe platformă în țară, unde se va menționa orașul de unde a plecat, data, ștampila, seria de șasiu a mașinii, când a ajuns în țară, ștampile de primire și așa mai departe.
dacă mașina este adusă pe roți, să se prezinte numerele de tranzit, de țol, pentru că tu la rândul tău trebuie să le prezinți la DRPCIV în momentul în care mașina se matriculează. Dacă nu le mai ai, faci o declarație, mă rog, se rezolvă. Deci CMR, factura de preveniență, mai ales la licitații, cuiul firmei, asta în cazul în care este de pe firmă, sau buletinul celui care ți-o vinde. De asta vă recomand să nu acceptați contractul în alb și să se facă contractul între cine vinde mașina și cine dobândește fizic, pentru că tu practic niciodată n-ai strâns mâna francezului, germanului, olandezului, între care se fac actele ca să fie făcute niște acte de mântuială. Totodată să-mi ia practică declarația de șofer, cred că încă se acceptă. Dacă mașina este adusă pe roți și o vând încă în momentul în care mașina are numele de tranzit, ei nu sunt obligați să o declare la primărie și așa mai departe, să scoată numere roșii și așa mai departe, deci automat cred că nici de fiscal n-ai nevoie, nu sunt absolut sigur, dar cred că nu, din moment ce are numele de țol și mergi pe actele de Germania. Practic tu atunci, în perioada respectivă, poți să mergi să faci RARO, ți-ai luat cartea de România, ai luat-o în evidență la primărie la tine, mergi cu declarații, cu tot ce ai tu acolo, cu delegații, cu actele, cu briefurile, cu cartea de România, cu certificatul de autenticitate, mergi la poliție și îți matriculezi mașina direct. Deci, având în vedere că este o cerere mare de mașini second hand, în ciuda faptului că prețul a crescut destul de mult, să știți că pe cât de toxică este piața asta, pe atât de multe țepe se pot da și oamenii sunt și naivi. Și de asta vă recomand să verificați foarte, dar foarte bine actele, să vedeți cine este pe acte, ce firmă este pe acte, dacă este de pe licitație, dacă are kilometri trecuți acolo și dacă coincid cu ce este în licitație. Adică nu vă aruncați banii pe prima mașină pe care o vedeți, mai ales dacă aveți anumite semne de întrebare, pentru că nu e ok și având în vedere că prețurile cresc în continuare și vor crește probabil în continuare, e păcat să iei o mașină de dragul de a lua-o și eventual să ai probleme după cu ea. Plus că e destul de deranjant, poate să ai probleme la acte, din diferite probleme pe care poate le are firma sau vânzătorul, să se ia un fir narativ, să zic așa, din urmă, cine știe, pentru un fiscal sau ceva, și să ai și tu după aia probleme, să stai pe la audier și pe la cine știe ce alte lucruri care pot interveni. E deranjant, chiar dacă tu ești nevinovat, ești curat, e deranjant să fii chemat pe acolo, să pierzi timpul și așa mai departe. Deci, după părerea mea, pe lângă starea mașinii, kilometri, daune și așa mai departe, investiții viitoare, cel mai important lucru sunt actele și vă recomand să verificați temeinic, pentru că sunt niște riscuri pe care vi le asumați inutil și nu știu dacă merită, sincer. Așadar, dacă ați avut diferite probleme de genul ăsta, vă rog să mi le spuneți și mie în comentarii, iar noi ne vedem la următoarele episoade. Vă salut!